Bună dimineața, prietenii mei! Mă bucur că ne întâlnim și astăzi și este o ocazie bună în care din nou să aprofundăm, să ne lăsăm cuceriți în mintea și inima noastră de cuvântul lui Dumnezeu. Ce bun este acest cuvânt! Ne aduce lumină și ne aduce speranță. Ne aduce câteodată și anumite situații care poate nu sunt foarte convenabile, dar ce contează? Dacă Domnul este de partea mea, de ce să-mi fie teamă? în el pot avea încredere. Cuvântul în această dimineață se găsește în epistola Apostolului Pavel către Filipeni, la capitolul 3, versetele 7 și 8. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Este temelia credinței Apostului Pavel, o temelie care a devenit temelia adevăratei credințe. Dacă suntem creștini, suntem creștini pentru că Pavel a pus o temelie serioasă Bisericii creștine. De 2000 de ani citim acest lucru și de 2000 de ani poate de multe ori ne înșelăm și trecem cu vederea. Baza, fundamentul credinței noastre creștine este cunoașterea lui Isus Hristos ca Mântuitor Personal. Nu uita, prietene. Poți să faci parte dintr-o biserică mare, minunată. Dacă n-ai o experiență corectă, personală cu Isus ca mântuitorul tău, să faci din el alfa și omega vieții tale, începutul și sfârșitul, să-l cunoști așa cum este el. L-ai văzut pe Isus pe cruce, murim pentru tine. Acest lucru este extraordinar de important. Pavel l-a descoperit pe Isus ca mântuitor, cel care a murit pentru el, a înviat pentru el. Și stă la dreapta tatălui ca mare preot. De aceea Pavel poate să spună. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, lucrurile vremii, bunuri materiale, titlurile academice, omul acesta le avea pe toate. Ce spune? Le-am socotit pe toate ca un gunoi, pentru că un gunoi erau din perspectivă spirituală. Un cuvânt important, inspirat, spune așa. Tot ce ar putea să despartă inima de Dumnezeu trebuie să fie abandonat. De ce? Pentru că fără Dumnezeu nimic nu are valoare. O, oh, stai puțin. Pe cum să ne aibă valoare dacă aici am milioane, dacă aici am avere, dacă aici am pământuri? Da, totul ai pe acest pământ, care la vremea lui va fi distrus. Distrus prin foc. Pentru că vine o judecată. De aceea avem nevoie de credință. Să crezi în Dumnezeu, să crezi în Cuvântul Său. Să crezi că ce Dumnezeu a spus și Isus a spus. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Pentru mine este foarte important acest lucru. Și profeția o demonstrează de-a lungul timpului că ce a spus Dumnezeu se împlinește. Cum nu va împlini Domnul și restul? De aceea trebuie să studiem, să aprofundăm. Pavel a aprofundat și a descoperit că Isus este comoara de mare preț. Restul nu este decât un gunoi. Lecția Mântuitorului este foarte clară. Când renunțăm la tot, primim tot. La un moment dat Petru îi spune, Doamne, noi am părăsit tot, ce primim în schimb? Și Isus i-a spus, Petre, aici veți primi în sutit și pe deasupra veți primi viață veșnică. Și eu și cu tine putem primi exact ce a spus Iisus lui Petru, aici însutit și dincolo viața veșnică. Ce înseamnă acest însutit? Păi înseamnă, înseamnă că Dumnezeu ne dă har, ne dă iertare, ne dă îndurare, ne dă putere, curaj, mângâiere, speranță. Am notat câteva. Să continuăm și veți vedea că putem să trecem de 100. Ne dă relații cu venite, ne dă o viață sănătoasă, ne dă limpezime în minte, ne dă inteligență, ne dă înțelepciune. El ni le dă pe toate. Să le cerem, să le exercităm împreună cu El. Da? Cunoscându-l pe Hristos, am câștigat tot. Iar Pavel spune foarte clar, toate acestea le privesc ca o pierdere, pentru că dacă le am, ele mă trag în jos față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Să-ți ajute Dumnezeu și ție, astăzi și mie, să putem avea o relație deschisă cu Iisus ca Mântuitor al nostru, să ne bucurăm de prezența Lui, ca fiind cea mai mare descoperire și bogăția vieții noastre. Fii bogat în Iisus! Amin!